Bună seara, doamnelor și domnilor. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Puterea a patra este președintele Partidului Liberal, domnul Mihai Ghimpu. Domnule președinte, bună seara și vă mulțumim frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara și bine v-am găsit. Eu întotdeauna am noroc așa, momente cheie să emeresc la emisiuni, fie la dumneavoastră sau în altă parte. Domnul președinte, s-a zis și cu Alianța pentru Integrare Europeană 3? Nu. Alianța a murit? Nu. Haideți să fim serioși, de unde? Stați un pic. Unul din cei trei lideri oficiali ai Alianței, domnul Vladimir Filat, a fost reținut de Centrul Național Anticorupție, a fost încarcerat la CNA pentru 72 de ceasuri. Îmi dau seama că CNA va merge mai departe să ceară mandat de arest. El este președintele Partidului Liberal Democrat, care face parte din cele trei partide care guvernează țara. Cum adică Alianța n-a murit? Nu. Haideți să răsfoim orele, dacă nu zile, da? Filele. În ședință în plen, domnul Vlad Filat a transmis președinția sa domnului Valeriu Streleț, care este vicepreședintele partidului. Astăzi domnul Streleț a avut o conferință, nu conferință de presă, dar un briefing. Unde a spus, a criticat, așa, a spus punct de vedere, dar a spus că mergem înainte. Deci, Meloi a vorbit acum nu doar în calitate de prim-ministru și în calitate de președinte interimar, să spunem așa. Nu, e clar că după statut, în lipsa unui, în lipsa președintelui, îndeplinește atribuțiile unul din vicepreședinte. A nominalizat domnul Filat. Înseamnă că Alianța nu e beton, dar este, există. Ea este azi la ora 22. Și mâine. Eu cred că și mâine va fi, și poi mâine. Eu nu cred că deputații Partidului Liberal Democrat vor lua o decizie de a părăsi Alianța sau faptul că nu ne ajunge un mandat. E clar, sunt de acord aici, dacă noi domnul Filat, înseamnă suntem 50. Da? Dar mai sunt și deputați independenți care au declarat că vor vota proiectele ține de curs european, de dezvoltare republicii, ce ține de binele oamenilor, bunăstarea lor. Totuși o situație mult mai bună decât când a fost o guvernare minoritară. Domnul Ghimpu, de ce a fost arestat, reținut domnul Vladimir Filat? Dar nu-mi spuneți ce a spus domnul Guri. Dar eu nu pot să vă spun că eu nu sunt procuror. Eu am, ca deputat, ca membru al Comisiei Juridice, am făcut cunoștință cu probele aduse de către Procurorul General și chiar la ședința Comisiei, în parc și în Parlament, am spus că odată ce Procurorul General a venit în Parlament cu cerința de ridicare a imunității, asupra domnului Filat planează nori negri. Și noi trebuie să oferim ca ancheta, posibilitatea ca ancheta să meargă mai departe, adică să acceptăm ridicarea imunității, ca organele procuratorii să demonstreze vina, iar domnul Filat nevinovăție. Dar de ce n-ați dat dovadă de diplomație dacă ați fi dorit, de exemplu, v-a apărut ideea asta ca să nu votați, ținând cont de fapt, să nu votați pentru o ridicare a imunității domnului Filat, ținând cont că erau voturi suficiente în Parlament? PL o să se abțină de la vot. Nu. Motivul care ar fi să ne abținem. Dacă am văzut probele și haideți să vă amintesc că eu sunt unul din cei care de 5 ani în urmă, 4-5 ani, vorbeam despre BEM, despre probleme de la BEM. Uh-huh. Nu poți ieri să spui una și să faci alta. Eu cred că lucrurile trebuie clarificate. Lucrurile trebuie clarificate și eu nu sunt omul care să mă bucur de necazul cuiva sau probleme pe care le are cineva din cetățeni. Dar este o victoria dumneavoastră pentru că nu consider nu. Eu sunt obligat să trag alarma. Poate dacă eram auzit, poate nu ajungem unde am ajuns. Și în plan personal și în plan dacă pot să mă exprim așa, național, cunoscut de toată lumea. Nu, repet, dar nu sunt omul care să mă bucur de nevoile în cazul cuiva, dar noi
Suntem o fracțiune care am predat tot timp pentru un stat de drept democratic, pentru prioritatea legii și în cazul dat, spun încă o dată, repet, avem două părți. Eu, într-o care măsură, eu am lucrat, știți, și un pic am lucrat și judecător. Avem două părți. Și atunci când apare un proces, trebuie să ofere posibilitatea ambelor părți să-și demonstreze una acuzațiile și alta probele și alta, vreau să zic, nevinovăție. Și eu cred că e corect, era, nu era bine ca noi, fracțiunea Partidului Liberal, să ne abținem numai datorită faptului că suntem colegi de alianță. Nu cred că asta e corect. Totuși, indiferent cum asociază în Parlament, ori-ori. Dar să nu uităm că legea are prioritate. A tot ceea ce înseamnă și curs european, și colegi de Parlament, și de alianță, și cu mătri, și prieteni, și nu știu ce. Și cred că este... Eu sper că domnul Filat va demonstra că nu este vinovat în ceea ce a spus astăzi procurorul general. Dar cum vine că atunci când dumneavoastră erați președinte interimar, parcă așa era, și a venit domnul procuror Zupcu și a cerut ridicarea imunității domnului Voronin. Țineți minte? Da, țineți minte foarte bine. Așa. Sigur. Și n-a mai fost nimic. Deși erați majoritate, dar cum a venit procurorul și a votat însăși alianța din care Filat face parte, atunci Voronin fiind dușmanul numărul unu al națiunii, în opinia alianței? Nu. Vă răspund? Eu și atunci mi-am făcut corect, cinstit datoria. Ca președinte Parlamentului, cum prevede legea privind la statutul deputatului, regulamentul, am prezentat Parlamentului solicitarea de mersul, adică ridicarea imunității și ca și astăzi, atunci a fost transmis comisiei juridice pentru avizare și comisia a considerat că nu sunt îndeajuns probe și a întors așa de dosarul comisia, înapoi procuraturii generale. Mai departe, întrebați-i procurori, unu, de ce n-au venit din nou, și doi, întrebați-i inclusiv pe ceilalți doi colegi de alianță. De ce? Fiindcă doar în comisii erau și reprezentanți din ambele partide care azi fac parte împreună cu noi din alianța AIE3. Ei, după cazul de azi, eu nu știu cine o să mai aibă curaj să spună întrebări procuraturii. Nu, nu. Haide să nu facem mari, să-i facem mari eroi. Noi știm că lucrurile nu au mers și nu merg cum trebuie, că legea mai este, sau dosarele mai sunt parfumate și lăsate pe poliță, parfumate cu praf. Așa că nu trebuie să-i facem mari eroi, oricum noi trebuie să ne deprindem cu toții. De ce dumneavoastră n-ați că legea este una pentru toți, indiferent de funcții. De ce n-ați remarcat dumneavoastră fraza domnului Filat sau expresia când i-a spus domnul Lupu, fostul meu coleg, domnul Lupu? Iar când i-a zis fostului coleg, el nu s-a referit la Parlamentul Alianței 1, el s-a referit la actual alianță. De ce i-a spus fostul meu coleg, Lupu? Sincer, să vă spun, nici n-am observat lucrul ăsta că a zis fostul meu coleg. Eu am avut și eu o replică la comisia juridică, a zis cum și... Parte componentă alianței votat pentru ridicarea imunității? Nu și eu replică în cadrul comisiei juridice. Dar nu. Haideți să fim poate puțin mai liberi în exprimare și mai deschiși despre acest jaf al secolului. Se vorbește nu de o lună și nu de două. Și eu cred că a venit timpul ca să fac claritate. Nu-i vinovat domn Filat. Înseamnă că instanța judecată îl va libera. Procurorul nu și nici Parlamentul nu a dat verdictul. Verdictul de instanță judecată. Direct pe Filat că el este vinovat. Da, eu, păi de ce spun, nu pot spune ieri una și azi alta. Eu am spus lucrurile astea începând cu 2011. Nu, și azi crezi tot așa? Că domnul Filat e vinovat? Azi cred că da.
Dacă, știți cum e în jurisprudență? Probele contează, nu vorbele. Poate omul să fie vinovat, dar dacă nu ai probe, el este achitat. Dacă procurorii nu vor prezenta în stare judecată probe sau probe vor fi slabe sau nu le au, înseamnă că om vinovat va fi achitat. Dar eu consider că lucrurile așa s-au întâmplat. În primul rând, că nu vorbesc de furtul nemijlocit. De faptul că atât timp cât banca, statul a deținut în banc 56% din acțiuni, aceste acțiuni erau reprezentate în Consiliul de Administrație a Băncii de către Ministerul de Finanțe. Da? Un vot hotără tot. Doi. Ministrul de Finanță, membru sau venit din partea membru, PNL, prim-ministru care coordona activitatea și inclusiv Ministerul de Finanță, tot PNL. Asta în ce era prim-ministru ăsta? Nu, lucrurile început la Banca de Economii cam îmi pare că prin 2010. Vă amintiți? Deci era Filat. Păi da, vă amintiți că atunci exista o variantă de a salva Banca de Economii. Primul, de a acorda un credit de 400 de milioane. Da, mi-aduc. Și noi pe leu n-am votat mult timp până nu ne-a promis femeiul că Gățkevici va fi eliberat. Eu spuneam că banca nu putem salva atât timp cât Gățkevici e director. Și mi-au promis că va fi eliberat. Și noi am votat și a fost eliberat abia peste o an. Încă am mai permis să mai fure. Da. Doi. După acești 400 de milioane, guvernatorul Băncii Naționale a spus că e mai nevoie să fie acordat încă un ajutor BM-ului de 700 de milioane și problema rezolvată. Uh-huh. Dar asta nu s-a întâmplat. Guvernul n-a venit în Parlament după solicitări acești 800 de milioane și s-au început toate operațiile. De a vinde acțiunile statului, pe urmă... Domnul, și, nu. Despre ce fel de alianță putem noi vorbi dacă dumneavoastră considerați partenerul dumneavoastră de alianță care acum stă în izolatorul CNA-ului, credeți că este vinovat totuși? Eu vorbesc din punct de vedere administrativ. Așa, da, eu asta așa întreb. Dar ce țin de vedere penal, asta rămâne să demonstreze organ de drept. Eu vorbesc ca un om, nu, haideți, vă rog să fim mai corect. Noi nu putem pune mai presus interesul lui Ghempu, Filat, Lupu, Plahadniuc, Voronin, Dodon și mai a apărut acum așa Usată, e mai presus decât viața, legea. Asta de când nu putem? Viitorul. De eu întotdeauna așa am văzut lucruri. Mm. Deci, ați auzit vorbesc la general, ceva, nu, ați auzit un alt punct de vedere din partea mea, o dat spun una și alta spun alta. Este apărut problema. Înseamnă că trebuie să oferim posibilitatea, cum am spus, ambelor părți să demonstreze unul una și altul alta. Asta e normal, e corect și instanța judecată să-și spună verdictul. Achitat sau vinovat. Domnul Ghempu, ce a fost iar totuși la ședința alianței? Cum ce a fost? Nu știu, vă întreb pe dumneavoastră. Pentru că la domnul Filat am înțeles un lucru. Care a spus-o în plenul Parlamentului. Da. Că el la ședința alianței v-ați înțeles că domnul Gurin pleacă, demisionează. Așa a fost? Când ați auzit lucrul ăsta? În discursul dumnealui, al domnului Filat, azi la Tribuna Centrală, după ce comisia a votat, comisia juridică. Nu este vreodată așa ceva la ședința alianței n-a fost. Domnul Filat a spus că ieri împreună s-a uitat la dumneavoastră personal. Deci eu vă mai repet încă o dată. Ședința alianței a fost 51 de deputați. N-a fost discuții despre eliberarea lui Gurin și discuții de felul ăsta au fost la ședința Consiliului Alianței. Dar nu la Alianță. La ședința șefilor Alianței, ieri, la sediul PD, în subsol, cum s-a pronunțat, s-a exprimat domnul Filat, s-a vorbit despre demisia domnului Guri. S-a vorbit despre mai multe demisii. Dar vedeți că procurorul a luat
o decizie, nu știu de demisie, dar să vină cu... Dar dumneavoastră nu calificați să se cași o palmă și pentru dumneavoastră, pentru că v-ați înțeles împreună toți trei. Vine mâine gure printr-o conferință de presă, eu nu știu, comunicat de presă și demisionează, că până la urmă... Știți cum e, ai spune omului pleacă, asta e una, dar dreptul lui să accepte să plece sau să nu plece. Scrii ceri, pleacă sau nu pleacă. Dar Gurin a fost invitat ieri la ședințele? Nu. Azi au fost niște discuții așa, dar întotdeauna decizia e aparține celui care trebuie să scrie o cerere sau să facă un demers. Da, în mod normal așa trebuie să fie. Dar ce demisii mai urmau să aibă loc? În urma discuției șefilor alianței de astăzi? Trebuia să acceptăm demisia guvernatorului Dorin Drăguțan. Asta e. Astea două. Atât. Dar dumneavoastră ați știut de ceea ce urmează să întâmplează în Parlamentul Mghimb? Nu. Dar dacă ați fi știut, i-ați fi spus domnului Filat? Cine știe? Vorba care auzi dacă ea se adevărește mai târziu și îi spui și omul face infarct și pe urmă nimic nu se întâmplă sau n-a avut. Eu nu sunt omul care trăiesc după vorbe. În probleme de felul ăsta nu se glumește. Că doar nu sunt eu procuror, eu nu pot știu ce acțiuni întreprinde procuratorul general în frunte cu procurorul general. Nu pot să știu. De unde să știu? Bun, eu am să vă întreb. Așa că să iei o vorbă, să o duci, să o spui, dacă ai fi știut, ai fi spus. Noi nu suntem la granița de copii care să spunem că, auzi, fii cu minte că dacă îți faci lucrurile o să te vadă educatoarea. Sau fugi că te-a văzut mama și ai supărat pe tine. Aici sunt lucruri serioase. Aici e legea. Aici sunt lucruri serioase, credeți că știu doar domnul Gurin și procurorul care examinează dosarul respectiv? Un gonț. Cât s-au știut, cum au știut, eu habar nu am. Eu am aflat în Parlament astăzi. Bun. Domnul Filat spunea că totul e legal, că procedura, nu s-a respectat nicio procedură, că urma să ajungă la birou permanent mai întâi și tot așa. Nu. Deci procedura e așa. Se înaintează președintelui Parlamentului, președintele Parlamentului de citire, a dat citire acestui demers, pe urmă după aceasta comisia juridică este obligată să examineze, să vadă partea juridică, adică nu cei probele care se adună și nu ni s-a prezentat probe la comisia juridică, da? Au fost nu doar procurorul general Gurin, dar au fost și încă vreo 2 sau 3 procurori care se ocupă de încheta acestui caz. Noi am ascultat și după aia când prin vot secret, noi am votat, comisia, și decizia, hotărârea comisiei a fost transmisă biroului permanent, așa prevede regulamentul. Și biroul permanent deja a venit și a propus Parlamentului spre ridicarea imunității. Deci nu s-a încălcat nimic? Nu, acolo puțin a fost că înainte de a da citire speakerul acestui demers de ridicare a imunității, a vorbit la tribună procurorul general Gurin. Dar dacă luăm după regulament, deci a venit către președintele Parlamentului, președintele Parlamentului a dat citire acestui și a urmat comisia juridică, birou permanent. Nu, nici un fel de fleac așa. Nu e fleac. Procedura întotdeauna contează, întotdeauna poate fi întors la spre judecare un dosar în cazul încălcării procedurii, la CEDO poți fi și amendat pentru încălcarea procedurii, dar mai zic, încă o dată repet, s-a mers așa la președinte, comisia juridică, birou și parlament. Deci domnul Șor, potrivit procurorului general, i-ar fi dat lui Filat bani și alte bunuri și servicii în valoare totală de vreo 250 de milioane. Da. 150 de milioane, 190 de milioane pentru ca să ajungă Șor la BNM și 60 ca să ajungă, ca să n-aibă probleme cu duty free-ul lui. Acolo mai sunt
dați bani pentru iachtă, pentru avion, pentru mai multe lucruri. Așa. Pare că eu am întrebat procurorul azi, dar unii diferența a rămas la șor? Și dacă amintiți, procurorul a spus că posibil că au rămas la șor. Deci că doar vorbim de o miliardă, nu de 100 de milioane. Mi-e pare sau aici Filat nu este cercetat pentru miliard? Nu. Care imunității s-a dus pentru corupere pasivă ce ține de furtul miliardului singur. Banii de la BEM au fost luați și transmis. Adică s-a dat bani din banii furați de către șor? Da. Mi-a sunt jurist, dar ăla care dă mită, nu trebuie să fie și el reținut, sau la noi invers, și ăla care primește numai mită, eu nu prea știu bine. Nu, aici putem discuta subiectul ăsta câteva ore. Niciodată, și eu am vorbit la subiectul ăsta câțiva ani în urmă, niciodată nu vom reuși să combatem corupția dacă o să fie tras la răspundere și cel care dă mită. El niciodată nu spun că odată, fiindcă el știe ce și spun eu că sunt tras și eu la răspundere. La noi totuși îmi pare că această pedeapsă a rămas, dar cel care declară este scutit de nu știu cât acolo, de pedeapsă pentru care, pe care s-a vârșit-o. Adică deștept până la urmă la anșorul ăsta, chiar dacă așa de tânăr? Nu, eu vreau să spun că eu l-am văzut o singură dată, nu la televizor, pe stradă, cu soție, pe la concerte, eu am citit că i-a făcut un frumos cadou de ziua de naștere. Eu l-am văzut o singură dată când era președinte Consiliul Municipal, când a venit... Și v-a propus ceva bani. Nu, bani, dar mi-a zis că cu investiții și eu am zis că... Care înseamnă mită. Da, că iată, noi vrem să investim și zic, nu poftim investiți, dar ia că la mine asta e pe masă un document unde trebuia să plătească cel puțin pentru hectar 34 de arțe în minte. Și acum iau 2 milioane de euro, dar a plătit nici jumătate. Uh-huh. Asta atunci 2 milioane erau, cred că 30 de milioane, 15, 16, așa, undeva. Adică o treime, 10 a plătit. Și am zis că nu, așa nu merge. Dacă sunteți bogați, nu băgați mâna buzunarul moldovanului sărac. Plătiți că trebuie și atunci să vezi. Și atunci, singur dată, și am să revedere și a plecat. Și mai mult l-am văzut. Nu. E deștept sau nu e deștept? Ne pune întrebarea, dar noi cine suntem? Dacă noi ne-am bucurat că vine și ne dă de Aldeșor sau alții pe unii cumpărat înainte în anii 90 cu o saună și cu 100 de euro, trebuie să-i gândim când facem niște pași. Ilan Șor trebuie să fie condamnat sau închetat pentru... Eu am spus azi că Șor trebuie să poarte răspundere, da? Șor, în primul rând, că a dat bani pentru să ajungă președinte Consiliul Administrației, pentru că s-au vândut acțiuni, vă amintiți, acelea au făcut machinații, deci el poartă nemirujit răspundere pentru o falimentare a BEM-ului. Și de ce procuratura mai întâi a vrut capul lui Firada Noel Ușor? Păi nu, la el a închetat de curge. Uh-huh. El decurge încheta. Dar nu-i reținut, n-a fost reținut. Dar aici e vorba de imunitate, ca să poată... Nu e vorba de imunitate, e vorba de reținere. L-a reținut, l-a scos din Parlament. Eu întrebarea asta am, dacă amintiți, în Parlament am spus. De ce el are, Șor are arest la domiciliu? Ce avea. Mari boieri? Avea. Și pe urmă i s-a în genere scos arest la domiciliu și s-a dat libertate după ce a câștigat primarul. Și de ce? Da. Păi întrebați organ de drept. Eu tot timpul am abordat acest subiect. Asta nu eu trebuie să răspund. Cei care când i-am întrebat eu, mi-am amintit acum de moment, o zic că și-a hotărât judecata. Întreba judecătorii. Vedeți că noi avem judecători de tot. Eu vă propun, domnule Ghimpă, să punem țigară și după care continuăm. Eu nu fumez la emisiune. Nici eu. Și în seara asta nu mai fumez. Și după care continuăm. Nu știu nici mâine ce a fi. Noi am revenit, domnilor și domnilor. Domnul Filat spunea în discursul său că vom avea alegeri. Nu, eu mi-am zis că a zis că împotriva alegerilor anticipate, dar... Deși sunt împotriva alegerilor anticipate. Da, vom avea, asta a dat o replică socialiștilor, dar nu pentru voi alegerile. Adică nu vă bucurați că e pregătit alt scenariu, ceva de felul ăsta. Eu sper totuși că acordul nostru va funcționa.
Ne-a glumit, și a confirmat și domnul Străleț, în calitate, cum repet încă o dată, de prim-ministru și președinte interimar a Peledemiului. Dar de ce glumesc? Dar cum crezi dumneavoastră? Care el? Hai să-l luăm pe rând. Haideți să o luăm invers. Atunci când partidul dumneavoastră a fost distrus de către Filat, spuneați dumneavoastră. Da, așa a fost. Așa, doar n-ați venit mai departe, noi suntem de acord să mergem în alianță, noi vă iubim oricum și așa mai departe. Ați mers în opoziție. Nu am mers, ne-am scos în opoziție. Am fost scoși în opoziție. Este lucruri diferite. Așa, și nu v-ați... Dar noi nu scoatem pe nimeni din alianță. Nu v-ați speriat de nimeni, nu v-ați speriat de scindarea partidului, nu v-ați speriat că la lege nu mai intrați pentru că intră partidul lui Hadârcă și așa mai departe. Nu m-am speriat. Eu știam că adevărul din partea noastră... Domnul Străliță, în mod normal, nu trebuia să demisioneze azi. Astăzi? Da. Nu. Spune băieți, vreți război, poftim război. În mod normal. Nu, eu o realitate încrepet. Nu putem pune mai presus relațiile de prietenie, de partid, de cumături, decât legea și interesul cetățenilor. Ziua de azi, ziua de mâine. Haideți să analizăm. Ce câștigă că iese din alianță Peledemie, fracțiunea Peledemie? Ce? Eu cred că ea câștigă multe. Și destrămarea alianței înseamnă legea în spate. Așa. Da? Trec ei pragul. De ce de electoratul? Nu. Nu, hai. Și așa noi cunoaștem unele sondaje până la aceasta. Dar ce s-a întâmplat azi? Sondajele arată că voi toți trei partide sunteți moarte, practic. Nu, s-au murit buni, bine zis. Nu, noi ne-am menținut procentul nostru, noi avem... După protestele astea ale platformei, da, nu prea cred eu că sunteți bine. Din contra, nu. Acum, pe timpul protestelor, sondajul și de grabă să mai avem un sondaj care se prezintă doar partidelor care confirmă. Noi ne-am menținut procentul. Noi n-am nimic pe ele în prevența asta. Noi am fost... Hai, dar cine a vorbit de platforma că vorbește acum? Cu toate că eu susțin oamenii care vin în piață, cerințele, problemele care le au dreptate. Eu nu susțin niște oameni care tot cu interes meschini folosesc durerea acestor oameni. Dar primii care au abordat acest subiect sunt liberali. Și eu, cum am spus în seara asta, eu din 2010 vorbeam despre subiectul ăsta. Și dacă eram auzit, nu s-a întâmplat nici în plan personal, nici în plan republican. Uh-huh. Național, știți că eu am alte viziuni în privința asta. Care ar fi rostul? Spuneți-vă, rog. Domnul Ghim. Sau PD-e credeți că dorește legea începate? PD-e are așa un principiu în opinia unora, inclusiv a mea, să câștige și ne vrea că oricum eu să conduc. Nu, mă scuzați, vă rog, nu este așa. Puterea în Parlament depinde de mandate. Eu vreau să spun că lumea zătar nu vrea să înțeleagă un lucru. Că partajarea puterii în stat, fie ea prin mecanismul ăsta european, cum doriți, oricum ea se partajează în dependență de puterea pe care o dat-o cetățenii prin votul său. Ai mai multe mandate, ai mai multe ministeri și instituții, ai mai puțini, liberale. Noi avem 4 ministeri și atât. Dar ce ministeri? Dar ce ministeri? Transportul cât face. Dar cum am primit la Ministerul Transportului? Să lucrai la drumuri? La care feriatul nu era plătit salariul 3 luni de zile. Noi am venit. Și acum îți plătești? Da cum? Domnul președinte, care este cea mai mare greșeală politică din viața domnului Vladimir Filat? Cea mai mare greșeală politică? Din viața politică, domnul Filat. Din viața politică? Nu știu eu dacă pot eu acum să spun lucrul ăsta și spun o notă, dar bănuiesc că s-a considerat sau a considerat că semnarea acordului de asociere, libera circulație, toate lucrurile astea pot ierta, acoperi niște greșeli sau nu știu ce. Deci nu mai credeți cum credeați cândva că cea mai mare greșeală politică a domnului Filat este denunțarea acordului Alianței 2. În privința asta, da, sigur că rămâne. Eu am avut în plan personal, în plan politic, dacă să luăm, sigur că asta, da, denunțarea acordului E2. Și eu am vorbit azi în Parlament că după denunțarea acestui acord, Republica Moldova n-a avut progres. Ba din contră, a pierdut 3.000 din PIB.
Ia ce a însemnat lipsa liberării la guvernare. Și am venit și îndată lucrul s-a părut. M-am spus, drumul Chișinău-Ungheni se construia? Nu. A venit ministrul Chirinciuc, s-a pornit drumul. A sunt șurubul. Toți credeau că gata. Au câștigat licitații, au mai dat pe niciodată și vor, ce fac vor. Le-a spus, nu, rezem contractul. S-au apucat de lucru, se construiește drumul. Care frate, salariul s-au plătit? La mediu. S-au început a face ordine. La noi toți, fiecare crede. La noi, știți, dacă fiecare stăpân pe copacul altuia. Republica Moldova nu poate fi la infinit sunută de partenerii externi dacă lucrurile nu se miște. Și el se mișcă începând de azi. Și eu consider că ele au început să miște, nu de azi, din moment când noi am venit la guvernare liberale. Domnul Ghimbu, eu în calitatea mea de... Și noi am declarat, suntem pentru reforme, împotriva corupției, eradicarea, combaterea sărăciei și multe alte lucruri. Și încet o să observați că o să miște. Așa cum noi am, prima ce am putut să facem, să mișcăm în ministerile pe care avem miniștrii noștri liberali, și de acum în Parlament, aici noi putem schimba ceva prin votul, prin tot ce aici ține de reforme. Și o să vă convingeți. Da. Eu, pe lângă faptul că sunt moderator, eu sunt și reporter. Da. Și eu, de obicei, în cadrul acestor emisiuni ale mele, sunt destul de atent. Eu nu mă dau cu părerea, eu nu spun propria viziune, eu pun întrebările ca... Am observat. Ca reporterul. Poftim, iată. Da. Și atunci am să continui așa, deși nu-i corect. Da, poftim. Părerea generală care s-a creat și azi, da, după ceea ce s-a întâmplat, e că tot ceea ce s-a întâmplat este în regia domnului Vladimir Plahotniuc. Oamenii noștri pur și simplu n-au ce face și inventează astfel de istorii. Sau totuși cetățenii ăștia nu sunt chiar așa de proști cum cred unii. Poate fi și regia lui Plahotniuc. Eu nu exclud. Dar în Parlament a venit procurorul, a prezentat probe. Ele sunt probe ceea ce ați văzut dumneavoastră, da, ați citit? Astea sunt probe, da? Da, cum? Da. Ceea ce noi n-am avut acces, adică, da, în societate. Și în afară de asta, se vorbește despre furtul miliardului. De acum, cum spun eu, mai des repet, statul Burkina Faso. Toată lumea știe. Și aici, a cui scenariu mai puțin contează? Că dacă scenariul era, cum spune asta, domnul Plahotniuc, da, probii lipseau, sau noi n-am fi observat în anii aceștia furtul acestui miliard pe care am vorbit, atunci v-aș fi dat dreptate. Dar lucrurile stau invers. Mi-e pare rău, dar asta e. Înțelegeți? Domnul Ferrat nu trebuia să bage mâna statului, da? Sau în buzunarul statului? A băgat sau n-a băgat, i-au dat. Acum vorbim că i-au dat. El n-a băgat, lui i-a dat. A băgat altul mâna în sac și i-a dat. Așa problema a fost. Corupere pasivă. Rămâne să demonstreze procurorul în judecat și instanța va spune verdictul. Eu cred că asta e un început de anchetă. Încă urmează foarte mult și eu cred și voi urmări ca toți care au sărăcit săracul popor să fie pedepsiți. Dumneavoastră n-ați furat nimic? Eu să spun, dau un exemplu din când am furat eu ceva în viața mea. Veneam de la școală. Aș că să avem 3-4 ani, nu 3-4 ani, clasa 1, a 2 sau a 3, și am rupt de la vecin, de la Bade Alexandru, de să lierte, un ștuleț. Da? Și vin acasă să-l fier sau să-l coc și m-am întrebat la Bade Alexandru și-l pun înapoi. Cum să-l pun dacă l-am rupt? Cum ai rupt așa pune el? Și asta mi-a fost posibil cu o școală pe toată viața. Și a doua am avut o problemă cu fratele Gheorghe, Dumnezeu să-l ierte. Aici e demul când am spus adevărul. Eu dacă eram din cei care se fur, să bag mâna în stat, eu eram cel mai bucat azi. Că eu am cei mai mulți ani de luptă politică. Din 88. Și eu am fost deputat în primul parlament, atunci legi s-au adoptat. 94-98 s-a început prihvatizările. Și n-am niciun magazin, niciun avion, nicio iahtă, nimic nu am. Benzinărie aveți? Benzinărie am construit-o în 2002, când nu mai eram deputat, al patrulea an după expirarea mandatului de deputat. Și am declarat banii de unde și cum tot absolut. A decedat soacra, am vândut apartamentul și am
construit cu partenerii mei o benzinărie. Mare bogăția mea o benzinărie. Ca lumea să vă înțeleagă mai bine, dumneavoastră tot timpul dați niște exemple. Și desigur dați niște exemple despre familie. Da. Situația în care suntem noi acum, voi, Alianța, pardon, e cam cum, de exemplu, eu aș lăsa la baie robinetul deschis, aș inunda vecinii, ar veni vecina de jos și mi-ar spune că... I-ar spune soției, i-ar reproșa soției mele ce, am făcut, ce se întâmplă. Și soția ar spune că de asta bărbat meu. Nu putem face așa comparație. Dumneavoastră sunteți membru al Alianței. Și dumneavoastră n-ați fost Alianța. Un an. Deci, din 2009 până în 2015, dumneavoastră sunteți membru al puterii, partea puterii. Din 2009, cu excepția 2013, 2014, 2015. Am fost 3 ani jumătate. Atunci, 3 luni și am avut de 2 luni suntem. Așa. Dar de fapt de o săptămână sau deci, de o zi, că abia am venit în Parlament. Tot rău care s-a întâmplat în societate, vorbim despre miliarde, s-a făcut când PL-ul nu era la putere. Dar păi, toată lumea vorbește și cunoaște lucrurile astea. Dar când s-a dat în... Nu, în piață se candează altceva. Când s-au schimbat? Nu, e în piață, acolo ce le spune ce spun. Când a fost dată în vândute acțiuni la Banca de Economie? Pe 2013 și am fost văzut la România. Când a fost dat aeroportul în concesiune? Când? Tot când nu eram noi. Să înțeleg că procurorul a trebuit să vină cu un astfel de demers pentru domnul Leancă, că a fost premier, care atunci era premier. Dacă are probe, da, sigur, da cum. Toți trebuie să fie... Dar n-a trebuit să fie mai atins față domnul Leancă, pentru că se pare că el este un eventual partener de Alianță. Eu trebuie să fiu atent față de toți oamenii, dar eu spun că dacă sunt probe, dacă mâine vine procurorul și spune că are niște probe, că am furat o găină sau un cocoș sau nu știu ce... Noi vorbim despre aeroport și despre n-am nimic cu aeroportul și cu BEM-ul și în genere, ca să știți, n-am luat un leu de la stat în viața mea politică. Din contră, eu am dat de la mine. Și de ce eu mă simt în picioare timp de 88 ani, 25-26 de ani. Dar domnul Leancă, și asta recomand tuturor celor care sunt în politică, care vor să vină în politică. Politica nu e dată pentru a face bogăție. Politica e dată pentru ca oamenii să trăiască bine, să le ofer, să le creez condițiilor. Asta e. Dacă, cum spuneam eu, dacă vrei să te faci bogat, e căzma, o sapă și du-te pe deal. Dar nu prin funcții, dar prin căzma. Domnul Leancă, nu ne-a salvat atunci de la colaps economic, așa cum spunea el când era prim-ministru și a dat 10 miliarde de lei pentru Banca Națională. Da, dacă nu erau acești bani alocați, puteam să avem o criză sistemului bancar. Aici decizia a fost bună, dar întârziată. Că trebuia cu un an în urmă, încă în 2013, când cerea Banca Mondială și Fondul Monetar. Și dacă se făcea lucrul ăsta, nu s-ar fi furat atâția bani. E bine, deci în cazul ăsta pe domnul Leancă... Dar asta nu-i răspundere penală. Asta e... Nu-i furt ca să le învinuiești. Dar cu aeroportul? Cu aeroportul așteptăm să vedem. Deci s-a format o comisie, după cum ne-a informat domnul prim-ministru, și se investighează și o să vedem. Rămâne contractul, nu rămâne, se respectă contractul sau nu. O să vedem. Dumneavoastră ați urmărit astăzi ședința Parlamentului, privesc eu. Nu, eu am urmărit-o în sală. Nu, dar citeați măcar pe internet ce se întâmplă afară. Nu. Că și telefonul și tableta era un... Dar până veni la noi în studio, dumneavoastră ați văzut ce s-a întâmplat azi în Parlament, afară? Eu mă refer cum Renato Usatăș cu susținătorii... Nu, asta n-am văzut. Dar eu nu-i urmăresc. Ei nu sunt o stea care s-o privesc eu. Ei sunt viitoare. Chiar dacă nu poartă steaua, dar nu e luceafărul nostru. Din câte pare, ei sunt viitoarea guvernare împreună cu socialiști. Poftim? Din câte se pare, ei sunt viitoarea guvernare împreună cu socialiști. Nu, haideți să mai ajungem să vedem ziua asta. Mai este timp până atunci. 3 ani de zile încă este timp. Domnul Ghimpu, dumneavoastră cu domnul Voronin veți face coaliție? Cum? Cu Partidul Comuniștilor, condus de Vladimir Voronin. Dar ce să facă, ce mă alianță cu comuniști dacă nu avem alianța noastră? Da, pentru că în zile numărate, poate săptămâni, se va anunța o nouă coaliție, se va propune o nouă coaliție. Care exclude PLDM-ul. Dar fără PLDM-ul, voi majoritatea nu aveți nici măcar cu grupul Leancă și nici cu doamna Lupu. Noi nu vom accepta să fie exclus PLDM-ul din alianță. Poftiți? Nu vom accepta să fie exclus PLDM-ul din alianță. A, el se va auto-exclude, aș presupune. Nu cred. Nu cred. Asta e cum... Moarte politică? Moarte politică și cum... Poate nu azi, nu. Un fel de început a mers la cimitir.
început de drum spre cimitir. Deci mai bine să-și țină... Deputații pe ledemie au votul cetățenilor. Pentru binelor, pentru curs european, pentru ca legea să funcționeze și în cazul dat în care un coleg de-a lor i s-a ridicat imunitatea, încă nu-i declarat vinovat, n-au motive ca să facă lucrul ăsta. Chiar dacă ar fi declarat vinovat, nu poți să te asociezi să pui în bătaie viața cetățenilor, prezentul și viitorul lor, datorită colegului tău. Sondaje de opinie arată că soarta cetățenilor este în mâna lui Renato Usată și a lui Igor Dodon. Sondajele? Da. Dar cine le-a plătit? Eu nu știu. Nu. Aceste două instituții care au fost în... Eu vreau să spun că lucrurile se schimbe. Da? Da. După 6 ani de guvernare pro-european? Nu șase ani, din păcate nu au fost 6, cum însă au fost 3 și ceva, că, cum am fost un exclus. Iată meritul trădătorilor Pele. Ia că poftim. Asta e meritul lor, că dacă nu-i tot dai o Peleu, noi rămâneam la guvernare și azi nu exista nici ridicarea imunității. Înțelegeți? Iată ce au făcut trădătorii. Dar ce treabă au ei cu asta? Cum ce treabă au? Păi de votul lor a fost rezolvat problema asta. Și cu BEM-ul, și cu aeroportul. Și toate celelalte s-au pornit. Că eu nu pot spune toate lucrurile. Noi discutam lucruri serioase, dar acum unii spun că s-a apărut o uzurpare de putere, Consiliul Alianței. Cine e Consiliul ăsta Alianței? Consiliul Alianței este un consiliu a 3 partide care fac parte din guvernare. Și câte 4 membri reprezentanți și coordonează activitatea, pentru că avem un program. Ce facem azi, ce facem mâine, avem asumate reforme? Cum adică e neconstituțional? Dar și în Constituție prevăzut? În Constituție prevăzut un singur lucru. Majoritate parlamentară, putere și opoziție. Dumneavoastră... Știi că ne întâlnim să discutăm, dar cum sunt discuți lucrurile? Dar cum? Adică ești președinte Parlamentului, ești prim-ministru și restul... Noi și suntem niște curci? Niște nu, dar voi de ce discutați? Domnul Străles, domnul Candu și domnul... Da, domnul Străles și domnul Candu află ce urmează să se întreprindă în țară de la voi, nu? Nu este adevărat. De cum? Cum află ce de la noi? De la cine află? Dar dumneavoastră știți că o ordine de zi trebuie înaintată în dependență de programul comun, dar coordonăm lucrurile. Cum adică? Se cer și în guvern 3 voturi și în parlament 3 voturi. 3 partide. Deci acești 2 respectabili domni Candu și Străleț nu sunt formale acolo. Ei chiar nu sunt, dar nu mai au putere decizională. Sigur că aud acum asta. Dacă noi discutăm un subiect, iată exemplu, da? Ce facem noi cu situația în care femeii a venit și a spus că nu începe negocierile. Ce, asta e încălcare de Constituție? Asta e datorită omului pe care dumneavoastră l-ați promovat. Nu, am spus, dar s-a demonstrat că nu e adevărat. Ei nu aveau mandatul de negocieri când am venit în coace. Indiferent, era sau nu era demisia lui Drăguțanu. Apropo de bani, nu trebuie să fac publicitate. Bani? Vorbeam despre Drăguțanu, despre Banca Națională, nu că dumneavoastră. Publicitate, domnule și domnule. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Deci, și voi sunteți liberalii vânduți cu tot cu pantaloni domnului Plahotniuc, spunea azi domnul Filat. Așa chiar a zis? Domnul Ghebit, mi-asta era în sala de ședință în timpul discursului. Nu, nu a zis liberalii vânduți cu tot cu pantaloni. El a zis Ghimpu. Nici Ghimpu n-a zis. Pantaloni a fost în alt context. A fost în contextul ăsta. Eu am ascultat 2 ore înainte de bine, nu contează. A spus, haideți, că povestea asta cu Ghimpu Bizară Plahotniuc, Filat o spune de 5 ani. De atunci când eu am început să îi opresc în lupta asta care au început-o ei între ei și spuneam că mai important decât reglările de conturi sunt, este alianța și legea. Mm-hmm. Dar mai precis, în Buzunarul Plăcăunului, a apărut de când a fost Val Botnaru, cum am spus eu, public, am spus undeva, când eram președinte, cu țopa. Ca să mă amestec, și eu am spus că eu am alte atribuții,
nu sunteți de acord, nu vă place ceva, în judecată. Și după aia au apărut cu Ghimbu, Znara, Plahotniuc. Eu repet încă o dată, deci pentru mine ca președinte și pentru colegii mei, singurul stăpân în politica pe care o facem este legătorul care ne dă votul când suntem partid parlamentar și congresul care adoptă programul și statutul. Și desigur că n-am ce ascunde, și toată lumea știe, averea noastră este cauza națională. Și atunci de ce procuratura are vreo 600 de dosare intentate pe domnul Chertoacă și administrația? Asta a spus domnul Filat, nu sunt procurorul. Eu vreau să spun că domnul Filat a avut azi o comentare sau un speech în Parlament, dacă să vorbim în felul acesta, mai mult politic decât... Deci să oferă cuvântul să respingă acuzații care se aduc. Uh-huh. Dar lui n-a vorbit la subiect, a făcut o declarație politică. Pantaloni, dosare, toți controlați, dar până acum deci n-a spus lucrurile astea. De ce n-a spus până acum lucrurile astea? Nu știu. Eu îl înțeleg foarte bine și chiar îl compătimesc în situația în care a nimerit. Dar fiecare trebuie să răspundem în ceea ce face. Dar apropo de primărie, ea nu este o instituție coruptă? Dar cine v-a spus că nu? Păi domnul primar general singur a spus că au eliberat vreo 30 de oameni, chiar unul a fost prins, s-a filmat, s-a pus cu CNA, camera unde a văzut că a primit mite și nu a fost judecat. Nu ține de competența primarului deschiderea dosarului, ancheta și sentința. Dar cine conduce țara asta, domnul Ghim? Cine? Ea într-adevăr se conduce de la Nobel Club și de la Cantemirun? Eu n-am fost niciodată acolo și habar nu am. Eu știu că în stat sunt trei puteri. Și noi a patru. Parlamentul și voi a patru, poate cea mai puternic. Mm-hmm. Da. Guvernul e condus de un prim-ministru în frunte cu prim-ministri. Parlamentul, doar președintele Parlamentului e un speaker prin votul cetățenilor, deputaților. După Constituție, judecătorii sunt independenți, puterea judecătorească în vedere. Eu răspund pentru mine și Partia Liberală. Cu noi nu conduce nimeni absolut. Nici de la Moscova, nici de la București, nici din Chișinău. V-am spus cine conduci cu noi. Și nu o să conduc niciodată atât timp cât sunt președinte. Și cred că nu doar cât sunt președinte, cât sunt eu viu. Vorbe de astea, conduci cineva, da, are un procuror, are un judecător, dar să-ți problemi lor, asta nu înseamnă că conduci și cu mine. Dar apropo, procurorul ăsta nostru, ați văzut ce a spus azi doamna Maria Ciobanu, că este slugă la Plahotniuc și trebuie să fie și închis și el. Dumneavoastră încă cereați pe procuror european până nu de mult. Și eu rămân pe aceeași poziție încă. Domnul Gurin trebuie schimbat? Eu consider că procurorul european e o soluție mai potrivită decât pentru schimbarea sistemului. Pentru că noi trebuie să schimbăm sistemul. Dar cum se schimbă acest sistem? Sistemul asta înseamnă când vin oameni cu adevărat care lucrează în baza legii, independenți, și nu unul, dar mai mulți. La noi e un sistem. Nu. Vă dau niște exemple. Da? Vrea poliția economică să vină, să iau cuiva business. S-a venit, s-a schimbat dosar penal, sechestrat, conturile la computer, tot. Și cine ia, dar și poliția. Și procuratura face lucrurile astea. Și eu am dat exemplu. Chiar când am discutat noi la formarea alianței, am zis că așa lucrurile nu se mai meargă. Dacă nu se termină cu aceasta, pe leu, cu adevărat, va analiza... Acum două săptămâni spuneați că plecați, dacă în octombrie, noiembrie... Eu am spus că în caz că nu se vor face reforme, nu va fi trași la răspundere cei care au furat miliardul. Eu așa am spus. Nu că plecăm pur și simplu. Deci ceva deja se face și nu mai... O să vedem mai departe încă. Asta e o picătură în mare. Miliardul totuși... Fostul premier, asta e picătură? În comparație cu miliardul furat, el acum răspunde nu ca premier, răspunde ca cetățean care este bănuit că a încălcat legea. În calitatea sa de fost premier. Păi, da, dar răspunderea se aduce ca... Este învinuit un cetățean și condamnat, dar nu funcția. Asta în vedere eu. Asta nu a fost execuție publică în Parlament? Ceea ce am avut noi? Ei, hai să fim serioși. Totuși au votat 87.
au votat patru fracțiuni. 79. Patru fracțiuni. Doar fracțiunea PLD mine a participat la vot. Patru fracțiuni. Aici nu trebuie să spuneți că niciodată n-am stat în expresie populară, nas la nas, să mai zic altfel, cu fracțiunea PCR și fracțiunea socialiștilor. Haideți. Am luat o decizie obiectivă în problema care toată lumea vrea dreptate. Și dacă au fost probe, nu erau probe. N-am fi votat. Cu toate că am punctul meu de vedere. Asta e un punct de vedere meu. Dar nu se ia decizie ieșind din punctul de vedere sau cum vezi tu sau cum crezi tu, că știi, cunoști. Când e vorba de învinuirea unui om, deci trebuie să fie probe. Cum am spus, poți fi vinovat. Dacă n-ai probe, la revedere și ai plecat. Justiția trebuie să te achite. Și dacă mâine, poi mâine, zilele următoare, demisionează președintele țării, domnul Nicolae Timofti? Stați liniștit, cum mai demisionează? Vă spun eu. Vă amintiți că noi am avut o declarație, trei lideri de partide, trei partide, pardon, și o adresare către cetățenii a domnului președinte Timofti, da? Păi noi am discutat situația și al politic împreună. Domnul Ghimpă, voi aseară ați discutat despre faptul că azi domnul Gurin demisionează din funcția de procuror general. Și azi domnul Gurin a venit și a cerut capul lui Filat și l-a luat. Noi am discutat și despre demisia domnului Drăguțan, dar domnul Drăguțan a depus cereri, dar Melon a depus. Vă spun încă o dată, repet, a discutat e una, dar dreptul e aparține celui care trebuie să plece. Ori pleacă, ori nu pleacă, ori îl pleci. El a hotărât. Nu vă supărați, noi suntem în relația amicale când suntem la emisiune, dar dumneavoastră am impresia că vă bateți joc de mine. De ce? Nu doar de mine, de telespectatori în primul rând. Pare rău. Deci aseară, voi la ședința șefilor Alianței, vorbiți despre faptul că domnul Gurin trebuie să demisioneze. Fie prin... Dar nu mai să nu vorbiți, să vorbești toată piața, da, vorbești. Da, dar urma, azi dimineață. Câte luni de zile vorbești azi urma să aibă loc asta. Poftim? Azi urma să aibă loc de emisia. Păi și dacă omul n-are, n-a... Noi am vrut, dar el n-a vrut. Asta e problema. El n-a vrut și de demisie. Când noi am vrut, toată lumea a vrut. Și noi am vrut și piața și toți. Voi vorbeați de detalii. Vrut, om, ce să-i faci? Cum își dea demisia? Sau prin comunicat de presă sau conferință de presă? N-am vorbit asta. N-am vorbit. Cu mine nu s-a vorbit în prezent. Minte, domnul Filat. Poate aparte au vorbit, dar cu mine nu. Că, ce spuneți dumneavoastră? Nu. Nu, eu spun. Noi am analizat, vreau zic, situația care se întâmplă și vreau să spun, conform acordului AIE3, PLE-ul a insistat și s-a înscris în acord să rezolve, vreau zic, problema cu delapidarea BEM-ului. Cei vinoveți să fie trași la răspundere sau cei care nu își îndeplinesc atribuțiile în depistarea celor care au furat BEM-ul. Noi cui să-i mulțumim? Asta e o cerință care inclus în acord semnată de mine, domnul Filat și domnul Lupu. Cui să-i mulțumească poporul pentru ceea ce a avut loc azi? Domnului Renatu Usată, domnului Dodon, domnului Năstasă și tuturor celorlalți membri ai platformei, da. Sau să înțeleg că totuși liberalilor. Nu trebuie să vorbim. Nu, pentru că am în vedere că s-a început examinarea... Eu vorbesc de acordul AIE3. Unde în acord am prevăzut la propunerea liberalilor aceste... E meritul liberalilor că se lucrează. Eu cred că mai mult e meritul organelor de drept, că totuși au trimis și un dosar în judecată cu Caravita... și s-a recunoscut vina... 1 miliard minus 2 milioane. Da, au mai fost niște dosare penale, tot stau eu neexaminate în judecat, adică organele, eu nu pot să spun acum, aici depinde de cum acumulezi probe, măi, ancheta totuși e, nu e o cană de ceai care ai făcut-o într-un minut și ai băut-o în 30 secunde. Și dacă domnul Timofti demisionează, pentru că noi știm că domnul Timofti... Dacă nu o să fie, nu o să fie. De ce? De unde știți pentru asta așa de sigur? Fiindcă am avut discuții. Azi deja? Nu azi. Nu, dar după cazul de azi... Dar care ar fi motivul să demisionezi, domnul Timofti? Înseamnă că e complicitară. Înseamnă că nu vrea ca să funcționeze legea în stat. Cum să înțeleg lucrul ăsta? Nu, așa nu poate fi. Domnul e șef statul. Ce înseamnă asta? Deci anticipate n-avem. Nu. Fui poftă în cure, a spus azi în Parlament. Următoarele lege sunt 2018 parlamentari. Eu cred că o să depășim și alegerea președintelui și o să avem alegerea, fiindcă noi avem alegerea nevoie ca niciodată de stabilitate politică. Dar eu jurnalist din 2006, nu știu, da, din 2009 eu nu mai expresez asta. Voi aveți nevoie de stabilitate, voi aveți 5 alianțe. Nu, stați. Și acum îl cooptați pe domnul Leancă și va fi a 6 alianță. Dar cine a creat toată situația asta?
Cine? Cine? Și nu știți cine? Eu știu, dar trebuie... Mi-a să te-ți invitatul meu. Păi eu vă răspuns. Eu am fost pus în situații și partidul și fracțiunea și eu împreună ca președinte, toți acești ani de zile să împac niște oameni, să împac niște lucruri, și ca să mergem reușit înainte. Și nu mi-a reușit. Sper data să-mi reușească. Păi a rămas numai unul, domnul Plahotniuc a rămas. Cum? Întreg. Haideți, lăsați că nu e vorba de care e întreg și care nu e întreg. Eu vorbesc de trei componente alianțe. Pele, Pele de Meș, Pele, toate sunt azăzi. Bun, dar Vila... Filat este partidul. Noi am format alianță cu partidul, nu cu Ghimpu, Filat și Lupu. Alianța între trei partide. Asta e problema. Deci situația nu e chiar atât de gravă cum poate să pară. Noi vrem să fie așa, dar nu să fie așa. Fiecare din noi conștientizează. Haideți, că eu cred că fiecare calculează ce câștigă și ce pierde. Că suntem oameni vii, nu? Și care e prost și bagea moia capul sub buldozer, cum zic moldoveni? Hă? Pentru ce? Domnul Ghimpu, noi nu avem foarte mult timp, dar eu mai am foarte multe întrebări. Da. Noi o să facem o pauză de la ce s-a întâmplat azi. Și am să întreb ceva despre Pele. Da, cu plăcere. Sunteți mulțumit de prestația doamnei Corina Fusu în funcția de ministrul educației? Da. Mai așa de o critică cu orice ocazie. Nu mai așa ar fi făcut, e criticat. Până acum a făcut ce a vrut în minister, acum critică. Eu vreau să spun că niți crebdare vorbul Caragiale și o să aflați cum a guvernat, cum a condus Maia Sandu ministerul. Surpriză vor fi? Da. Da. Serios? Da, da, da. Domnul Strălet spunea la ultima dată când a fost la noi, sau dată trecută, că Maia Sandu ar fi un guvernator foarte bun. Nu. Domnul Strălet guvernator, dumneavoastră a spus că vrea președinte. Nu, haideți, nu ne jucăm de grădiniță aici, vă rog. Am văzut un om o an de zile sau doi de am gata, credem că el e lene. Avem serios. Faptul că domnul Valeriu Munteanu, ministrul mediului, și-a numit Finu sau Nașu, scuzați-mă, nu-ți minte, în calitate de șef de cabinet, ceva la minister. Asta încă treacă merg. Dar eu, domnul Timofti, șeful statului, l-a numit prin decret prezidențial pe Ruslan Munteanu, vice-șef la SIS, vice-director la SIS, care este fratele domnului Valeriu Munteanu. Ce e în asta? A, eu am vrut să mă întreb din asta. Dar ce e eu? Ce e încălcat? Nu spune unul altuia, unul are atribuții, altul are atribuții, care e problema? Nu văd nimic aici. Dar de ce doamnă Pălehoș a putut să fie vice-președinte a Parlamentului și soțul ministrul mediului? Hai să fim serioși. Aici chiar există o subordonare direct. Aici absolut nare. Acolo e securitatea, aici e mediul. Fim serioși. Dacă să luăm în calcul și situația și cu domnul Munteanu. Nu domnul Munteanu a hotărât, dar a hotărât biroul. Nu hotărăște Munteanu la Pele, Valeriu. Dar biroul, în frunte cu președintele, cu mine. Domnul Valeriu Munteanu a aflat că fratele său va fi vice-director la SIS de la dumneavoastră? Eu încă data trecută l-am adus la SIS. Fiindcă e un specialist foarte bun și SIS-ul nostru trebuie reformat și adus oameni care iubesc acest pământ. Dar nu care trădează. Domnul Alexandru Jizdan tot își iubește patria? Asta întrebați, eu nu-l cunosc. PD-ul? Păi întrebați PD-ul, eu mă răspund și sunt de Munteanu. Voi vorbiți serios când spuneți toate astea? De ce eu? Am venit aici la teatru? Voi când spun, voi nu spun domnul Ghimpu, că v-aș fi spus dumneavoastră. Da. Iată, un PD-ul își bagă un vicedirector la SIS, pe LDM un alt vicedirector, pe LDM un alt vicedirector. Dumneavoastră vi se pare că asta e normal? Dar cine să-l bagi? Dodon? Sau Usate? Da, sau Șefciuc? Sau Putin? Dar cine s-a trebuit să... Dar cine și-a asumat guvernarea? Pentru cine v-a dat lumea? Dar SIS-ul trebuie să se ocupe cu lucruri care poate să vizeze inclusiv activitatea domnului Munteanu, domnului Ghimpu. Corect! Așa s-o fac și o să fac. Și o să vină domnul Ruslan Munteanu. Om. Acolo e structură, nu un om, nu e dictatorul la noi. Acolo e structură. Orice om poate să spună lucruri dacă nu merg cum trebuie și urmărește și să ocupe ce nu trebuie. SIS-ul are o singură atribuție, să ocupe securitatea statului. Și să ocupe? Și să ocupe. Să ocupă. Bun, cum să ocupă? Și atunci de ce cereți procurorul european? Sau ați cerut procurorul european? Nu, aici, acolo e securitate, aici e altceva. Da, eu cred că de aici e mai importantă securitate. Toate sunt importante. Și misiunea dumneavoastră e importantă. A, nu de viață. Dar de ce de viață? Ce nu este important în viața asta? Ce credeți că un om care mătură stradă nu e important ce face? Tot e important, depinde cum o faci. Sau unul care face niște papuci.
Depinde cum, îi porți o lună sau îi porți o zi sau o viață. L-ați sunat astăzi domnul, sau aseară, pe domnul Andrei Anastasie să vă cere scuze pentru ieșirea de ieri de la așa numită masă? Dar pentru ce îmi cer scuze? Nu, a fost așa. Eu am atras atenție când calc regulamentul stabilit sau anunțat la început și documentele se erau cunoscute și îmi cer scuze. Asta a fost o bătaie de joc față de toată adunarea. Că a venit să dea cunoștință un document cunoscut și au plecat. Votat de către, cum spun ei, Marea Adunare Națională. Eu repet încă o dată. Haideți să nu profanăm statutul Marea Adunare Națională. Noi vrem să adunăm în centru un milion de oameni ca Nu contează de milion sau 100 sau 300 de mii. Marea Națională are totul alt statut. De exemplu, la noi, prima mare a adus limba și alfabet, a adus independență, că s-a votat înainte de Parlament, dar cine aduce această, cum zic, Marea Adunare Națională? Probabil schimbarea. Cine aduce? Legea Începatii? Da. Spațiul euroasiatic? O de mare adunare. Stați un pic, de ce spațiu? Legea Începatii poate schimba direcția. Deci știți că stați prost în sondaje totuși. Ce? Toate trei partide. Știți că stați prost și de asta știu asta. De ce sunt deranjat? Cum poți să te dai, declar patriot, să spui că ești pentru cursul european, deci să vrei Legea Începatii? Spune-mi. Știind foarte bine, eu nu vreau să spun unul, eu am discutat, că cunosc pe unii, am luptat cu ei în anii 80 și era de acord cu mine, că legea Începatii nu sunt favorabile nouă, ca să înseamnă schimbarea direcției. Cum sunt eu acești oameni care stau alături, chipuri europeni, dar stau alături cu Dodon și cu Usate, care sunt pentru spații, eu vorbesc în viziuni, pentru spațiul euroasiatic, dar legea Începatii asta poate fi. Sau să luăm de președintele demisia și alege direct. Spuneți-vă, cum alege direct? Trebuie modificat Constituția. Până acolo mai este. Până acolo mai este. Populism. Folosesc tragedia și durerea oamenilor. Eu sunt foarte sentimental, sau cum să spun, la probleme de felul ăsta. Mie nu-mi place când este folosit omul. Dar care e finalul? Oamenii sunt corturi multe, zeci și sute, în piața mare, adunări naționale și în fața Parlamentului. Domnul Gonță, sunt mulți? Dar nu sunt poporul. Și aceste trei partide care au format alianța au votul mult mai mult decât 50 de oameni care au fost la 40 în piață. Numai Pile are aproape 200 de mii. Hai să luăm Pile de mie și pe de. Este votul, vor fi alegeri și de lumea dacă vă spune pe ei să-i votezi pe ei și vor veni și vor guverna ei. În 2018? Da, sigur că. Mandatul e dat pentru, votul e dat pentru 4 ani zile. Și eu repet încă o dată. Cum se va încheia ceea ce avem noi în piața mare a Uniunii Naționale? Asta e problema lor. Cum uite așa se ducă? Să nu amăgească oamenii. Eu să spun un lucru. Iată în piață 300 de corturi. Da? Mă întreb eu, că am oameni care îi cunosc. Multul lume îi cunosc dacă zic în 80 în politică, 88. Iar noapte o dormit sau la altă, nu știu când, 10 oameni din 300 în corturi. În care corturi? În piață. Nu te zniba de joc de oameni. E frig? Sănătatea lor contează. Au copii sau unii sunt copii și au trăit o viață. Lupta politică înseamnă lupta pentru idei în afara a tot ce face la noi politica. Să-i folosim în piață, să-i cumpărăm cu macaroane, cu orez. Mie nu-mi plac acest. Asta înseamnă a umili acest popor. A fost adunarea. Au votat, au venit și au prezentat rezoluția. Și noi decidem. Și ați văzut că nu am vrut să rămână la masă să discutăm ce facem. Susțin tot ceea ce ține de miliarde, de corupții, dar nu susțin legea Începatii. Deci voi le promiteți manifestanților că veți lucra foarte bine de azi înainte, dar să se calmeze și să plece din piață. Simplist, eu tot timpul am lucrat bine și sunt întotdeauna pentru oameni. De asta și trăim așa cum trăim. Mă scuzați, vă rog, Peleu are trici mandat. Dați-mi o dată 4 ani de zile puterea Peleu și o să vedeți cum o să rezolv probleme. Renunțați la mesajul unionist. Poftim? Renunțați la mesajul unionist și o să asta vezi. Cum ar fi să renunț la mama și tata? Părinții mei sunt români. Treptat poate o să creșteți. Bunii mei. Cum să renunț? Eu îmi cer scuze. Eu nu sunt din cei care fug acasă. Schimbăm radical ca să nu uităm. Pentru... Ștefan Oretu a fost numit de către Pele la CEC. Da, sigur. Da. Vă pare rău? Ce? Că l-ați delegat la CEC. Da. Serios? Recunosc, da. Alegerile nu au fost falsificate, cum spunea dumnealui. Sigur că nu. Dar cum? Dar Pele a recunoscut. Toți cei care au participat,
ca observatori și străini și interni a noștri, societatea civilă, toți care au participat, au spus că alegerile au fost cu, mă rog, abateri, macaroane, chestii sunt și au fost. Dacă atare... Și de ce a zis ceea ce a zis domnul Urât? Posibil că... Și încă în Piața Mare Națională. Posibil că vrut să vadă erou sau ușcat alt culcuș, mă știu, nu știu, dar eu nu vreau să mă mai văd cu dumneavoastră, gata, am pus cruce. Eu obosit să sprijin niște oameni care în final trădează, fac, umblă. Cauza e mai importantă decât funcția pe care o ai sau care dorești tu. Dar șeful statului cum va fi ales? Cum? Șeful statului cum va fi ales? Mai are logică? Mai este vreun sens să faceți referendum? Mai e, oricum, în acord e prevăzut, o să vedem. Dar deja nu mai sunteți atât de sigur, totuși. Nu. Trebuie să recunosc ce s-a întâmplat acum, vei să porniți o politică împotrivă, trebuie să fie ales direct. Eu repet încă o dată. Am avut o președință ales de popor. În perioada când trebuia să pună baza democrației, care să ducă la bunăstare și dreptate. Și ce? Am fost fericit în perioada aceea, am trăit foarte bine? Hai să vă amintesc eu. Am fost fericit înseamnă că... Cu spătie salariile, macaroane, stricul de șampanie, când mergem pe lângă Stăuceni, pe lângă Crihova. Nu asta e important. Important este cine e omul ăsta. Iată, domnul Voronin a fost ales de către Parlament. Și a fost o stabilitate. A avut 56 de mandați și 71. Zic, încă o dată, repet, dați peleul măcar pentru 4 ani de zile. Și măcar niciun pasnic de-a lor, cum vă jurați voi toți acolo, din 2000... Nu, asta mă scuzați, eu am abordat deci subiectul ăsta, furat... eu am abordat și am vorbit și cum v-am spus, mi-am făcut de trebuie cinstit. N-am zis procurorul, du-te-mă acasă. Mi-a adus demersul, l-am văzut la cunoștință Parlamentul. Dar nu vorbesc de cazul de azi, vorbesc în general. În general, mă rog, iată, eu singur azi vorbeam la fracțiune, subiectul ăsta anume. Cum se întâmplă așa că în 8 ani de zile, vă amintiți cum a mers domnul Filat la procurator general cu așa o carte groasă, aici sunt dosarele comuniștilor. Și unde se ele? Și am întrebat, cum s-a întâmplat așa că doar numai din electoratul sau ieșcherul de dreapta sunt? Nu vreau să numesc niște nume, că în trecut tot pe unii am vinuit din partea de dreapta. Vă amintiți? Policeni. Și azi tot. Dar de stânga toți curăței. Sute milioane au furat. Au dat credite. Au luat și soțul doamnei Griceanei. Și Dodon, vă amintiți, lucrând ministru, primea salariu ilegal la Institutul de Economie, Academiei de Științe. Hai să fim serioși. 3.000 de lei acolo. Și 3.000, 70.000 de lei. Îmi dai unui om, domnule, Gonță, 70.000 de lei acum. Păi, reți, este ce? Procuror, aveți procurori, aveți ce? Ce ne am? Nu avem nimic. Noi avem voturile. Iată unde e problemă. De ce și vreau ca să înceapă a funcționa justiția, legea? Știți care e problema? Oamenii au dreptate și nu au spus-o ăștia de azi, dar moșii și strămoșii noștri. Dacă îi dai voie să fure un ou, fură un bou. Al vedeți pe Dodon cât de tare și mare scene. Tot îl rezolvă. Eu am făcut asta, eu în coloncoace. Dar dacă se răsfoiem, azi vedem acolo că la dânsul sunt bombonele care trebuie să explodeze. În 6 ani ați reușit, nu mai reușiți. Haide, nu în 6 ani. Eu nu sunt procuror. Și nu sunt judecător. Eu sunt un om politic și eu cred că când am fost președinte interimar, mi-am făcut datoria când am avut o funcție. Și pot să le demonstrez și acum. Domnul președinte, noi trebuie să încheiem. Greșit din atribuțiile pe care le aveam. Și comparați ziua de azi cu ziua de când eram președinte. Noi vă mulțumim foarte frumos că ați fost la noi la emisiune. Eu vă doresc mult succes, deși cum mi-a spus și domnul premier, am impresia că succesele mele nu o să vă ajute cu nimic. Și cred eu, domnule președinte, că voi aveți noroc că vine iarna. Căci datorită iernii, oamenii din piață vor trebui să plece acasă și nu vor protesta așa de masiv. Căci da. Dacă era în proces de primăvară, nu știu cu ce s-ar fi încheiat. Bun, eu vreau ca polițiștii, în primul rând, sărmanii care stau 24-24 ei acasă, ne ajung. Dar știți cum oamenii le place în piață? Chiar mi-e milă. Ei n-au ce mânca săracii acasă și mănâncă, îi hrănește în piață. Tot fac, știu, lucruri bune ăștia care îi cheamă lumea în piață. În rest, Doamne ferește. Doamne ferește. De acord. Dar Doamne ferește începe din ziua în când mergem la votare și votăm. Sau nu participăm la vot. Să aveți o seară cât mai calmă, domn președinte. Cum să vă spun? Nu știu dacă viața unui polițian este
așa cum ne doriți dumneavoastră. Ei, mai aveți oricum vreo 5 ceasuri de somn și până dimineață. Cine știe, ori fi 5, ori fi 1, ori fi 2, ori fi 8. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu. Doamnelor și domnilor, vă spunem că atât a fost să fie la ediția de astăzi a emisiunii Puterea Patra. Să trăiți frumos și bine, orice spectacol ne așteptăm mâine sau până dimineață.